Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Speranța Zalău și Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Șimleu Silvaniei, instituții finanțate de Consiliul Județean Sălaj, se alătură proiectului internațional Școala Generației Unificate, una dintre cele mai cuprinzătoare inițiative pentru educația inclusivă a tinerilor cu și fără dizabilități. Miercuri, 17 mai, de la ora 9:30, Sala Sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău va fi gazda competițiilor de abilități individuale la basket și fotbal, la care vor lua parte peste 200 de copii cu și fără dizabilități intelectuale. În proiect sunt implicate și școli de masă din întreg județul, ai căror elevi se antrenează de mai bine de un an școlar împreună cu copiii speciali în echipe mixte. Școala Generației Unificate promovează acceptarea, respectul și toleranța în școli, contribuind major la crearea unui mediu școlar inclusiv pentru elevii cu și fără dizabilități, aducând know-how și o percepție pozitivă asupra diversității. În România, acest proiect vizează peste 5200 de elevi implicați în activități educaționale și sportive unificate, fotbal, basket, gimnastică și fitness, 1200 de profesori din școli de masă care iau parte la sesiuni de formare și 558 de antrenori. Special Olympics este o mișcare globală care valorifică potențialul uman prin puterea transformatoare a sportului. Inițiativa ajută persoanele cu dizabilități intelectuale să fie acceptate și implicate ca membri activi ai comunităților din care fac parte pentru a crea o societate respectată și inclusivă pentru noi toți, folosind sportul drept catalizator împreună cu programele colaterale de sănătate și educație. Special Olympics luptă împotriva pasivității, a nedreptății și a intoleranței. Peste 27.000 de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale au fost ajutați de Special Olympics România în cei 18 ani de la înființare să fie cetățeni activi ai comunității.